Date este observarea, starea aceea de observator despre care se tot vorbește în manifestarea dorințelor. Ce înseamnă să fii în stare de observator? Înseamnă să te uiți la tine dintr-un punct de vedere cât mai obiectiv cu putință și să vezi din tot ceea ce tu faci, dacă ție ți-ar plăcea ca persoana pe care tu o reprezinți să-ți vorbească așa cum vorbești tu, să se comporte așa cum te comporți tu. Atunci când îi reproșezi cuiva ceva, să te gândești cum se simte celălalt. Starea de observator este foarte importantă pentru manifestare. Tu atunci, în acea stare, observi exact ce îți împiedică manifestarea. Care sunt principalele tale puncte slabe pe care tu le ai de vindecat în această viață, care, atenție, sunt și lecțiile tale karmice, sunt lecțiile sufletului tău. Ok, am făcut curățenie, presupunem, de aceste programe, în mare parte, da? Și ne dorim o casă. Luăm un exemplu banal. Ce observ eu zilnic în acest proces de manifestare al casei sau locuinței? Starea de frică este prima care blochează foarte mult orice fel de manifestare. Inclusiv starea de frică că tu nu o să ții niciodată o casă. Deci inclusiv acest gând repetitiv trebuie să înțelegi și să ai această stare de recunoștință, pe de o parte, că da, tu îți dorești să ții o casă și tu ai depus efortul. Poate ți-ai făcut creditul la bancă sau poate te gândești cum o să fac, de unde o să fac. Este important ca în viața ta acest obiectiv să fie, dar pe de altă parte, ca el să se întâmple, e nevoie toată energia ta să nu meargă obsesiv către acest obiectiv și tu să nu mai îți hrănești sufletul cu oameni, cu întâmplări. Pentru că, repet, frecvența este cea care determină manifestarea. Dar cum? Trebuie să vizualizez casa, trebuie să mă gândesc foarte mult la ea, trebuie să... Cum direcționez energia către acest scop? Despre vizualizare, cred că este o tehnică foarte bună, atât timp cât există și eforturi proporționate cu vizualizarea. Dacă în acest moment eu vizualizez să am o casă de o anumită sumă, care nu este în planul sufletului meu, eu nu am de ce să trăiesc într-o casă mare, sufletul meu are nevoie să trăiască într-un apartament de 30 de metri pătrați ca să-și învețe lecția. Vorbim de drept divin, cumva. Exact. Se prea poate ca vizualizarea mea să nu aibă efectul dorit. Și atunci este foarte important să accept că s-ar putea ca dorința mea să nu se întâmple. Acceptarea poate să declanșeze o manifestare mult mai rapidă decât negarea și decât revolta. Și tu poți să vizualizezi acea casă sau tu poți să știi în sufletul tău că îți dorești exact acel lucru și să depui exact cantitatea de efort pe care tu o ai de îndeplinit. Asta înseamnă că poți să faci, nu știu, o meditație care să-ți ajute sufletul să se reechilibreze. Că poți să faci o rugăciune pe care tu singur ți-o formulezi cu cuvintele tale că îți dorești această casă. Rugăciunea asta poate să fie și către sufletul tău, poate să fie și către divinitate. Putem să ne stabilim propriile reguli atunci când vine vorba de a manifesta ceea ce ne dorim, în funcție de stadiul în care se află sufletul nostru. Și foarte important, un suflet care este rău nu poate să manifeste nimic. Deci vreau să insist asupra acestei idei. Dacă din sufletul tău există, tu vrei să-ți iei casă ca să-i demonstrezi vecinului tău că ești mai bun decât el, nu o să se întâmple. Tu vrei să-ți iei casă pentru că te-ai certat cu iubitul tău și vrei să-i arăți că ți-e bine fără el, nu o să se întâmple. Deci este foarte important să înțelegem că această manifestare se întâmplă în ritmul fiecărui suflet, că ea nu este determinată de mintea ta, te poți folosi de minte ca să se întâmple manifestarea. Și foarte important, manifestăm întotdeauna în viața noastră, pozitiv, negativ, fix ceea ce are nevoie sufletul nostru. Deci da, dacă sufletul tău are nevoie de casa aia de care tu zici, dacă el o merită, dacă în casa aia el urmează să-și trăiască o poveste de iubire pe care el o are în planul lui personal, lucrul ăla se va întâmpla. Și dacă tu depui suficient efort și încă ceva, manifestarea se întâmplă foarte simplu dacă tu ai ajuns într-o etapă de acceptare completă a ta. Sunt foarte mulți oameni care se detestă și se urăsc și vor o casă mai mare pentru că nu pot să stea unde se află fără să aibă ego-ul validat. Și atunci nu o să manifesti. De asta noi trebuie un pic să ne uităm la noi, ca ființe umane, și să spunem ce vreau eu să manifest acum. A, și încă ceva. Eu după ce am casa aia mare, eu pot să am grijă de ea? Eu am suficienți bani apoi să îmi instalez sisteme de alarmă pe casa aia mare? Eu am cu cine să stau în casa aia mare? Deci contează foarte mult să luăm ce vrem, dorințele noastre, și să le scalăm un pic și să ne uităm un pic la cine suntem noi în clipa asta și să vedem. Eu îmi doresc un partener, dar eu pot să fiu un partener bun pentru partenerul pe care îl vreau? Eu îmi doresc un copil, eu sunt în stare să am grijă de copiii surorii mele, mătușii mele? Pot?
nu, atunci haideți să vedem, să reconfigurez ce-mi doresc. Dacă tu nu-ți dorești lucruri care sunt în acord cu planul divin al sufletului tău, manifestarea nu se va întâmpla. Și cum știm care sunt lucrurile în acord divin cu planul sufletului? În primul rând, te uiți la oamenii care sunt în jurul tău. Care sunt principalele lecții pe care ei ți le furnizează? Inclusiv lecțiile negative. De acolo, din umilință, din abandon, aia este ceva ce a venit ce să facă? Să te smerească pe tine. Asta ce înseamnă? Că tu, odată ce înveți lecția, deblochezi următorul pas către manifestare. Și manifestarea nu este și nu poate fi un apanaj al ego-ului. Tu nu poți să manifesti din ego. Dacă tu manifesti din suflet, trebuie să știi că vei manifesta ceva potrivit pentru tine, va fi de lungă durată și încă ceva. Dacă tu, ca ființă umană, ții ochii deschiși la tot ceea ce se întâmplă în jurul tău, tu obții tot timpul indicii despre ce trebuie să manifesti și în ce direcție. Și te uiți la ușile care ți se deschid, dar și la ușile care se închid. Că sunt atât de multe uși care se închid de nenumărate ori și tu te duci și le deschizi cu forcepsul și spui, nu există, aici e locul meu. Sunt foarte multe situații în care viața te mătură și te dă la o parte, de lângă anumiți oameni pe care tu iubești și de care te agăți, dar ce crezi? Faptul că tu pleci de acolo este un pas în manifestare. Noi suntem manifestatori fără să ne dăm seama tot timpul. Și pentru că ai zis tu, am vorbit de deprogramare, de resetare, de reprogramare și de starea de observator, următoarea stare este cea de creator al propriei vieți. Și ăsta este următorul pas foarte important în manifestare. Știi ce înseamnă să fii creator în viața ta? Nu înseamnă să fii creatorul de sus, că el este unul singur și este divinitatea, ci creator în viața ta înseamnă să-ți asumi responsabilitatea propriilor fapte. Este foarte important. Sunt atât de puțini oameni care pot să trăiască cu ei în adevăr, să nu se mintă. De obicei ne mințim. Când ceilalți fac ceva, nu ne place și le reproșăm. Dacă facem noi, noi avem voie, noi putem să facem orice. Deci tu să fii creator în viața ta înseamnă îți asumi responsabilitatea pentru cum îi faci pe ceilalți să se simtă, pentru oamenii pe care îi faci să sufere, pentru tot ce calci în picioare, îți asumi responsabilitatea pentru calitățile tale, și pentru bine și pentru rău. Și atunci tu ai din ce să crezi și de unde să crezi. Următor